Titanul dacă știi. Înainte de toate, vă spun bun venit la Muzeul Tudor Arghezi. Ați mai fost la noi? Da. Așa, înseamnă că știți tot despre casa lui Tudor Arghezi. Astăzi v-a să zic că este 1 martie și mă uit că, și mă gândesc că nu s-ar fi găsit un timp și un loc mai potrivit să ne dăm întâlnire unde? La Sfărțișor, de 1 martie. Nu-i așa? Niciun loc din lumea asta mare și lată n-ar fi fost mai potrivit pentru întâlnirea de la Mărțișor. Trebuie să zâmbești când intri în Mărțișor, da, să lași toți acasă. Pentru că aici este armonie de plină, cum spunea poetul. Spunea, Mărțișorul este un cuib de cocori albaștri. Mărțișorul este patria literaturii mele, spunea Tudor Arghezi. Dar noi putem să spunem că este și patria literaturii noastre. Gândiți-vă că Tudor Arghezi este următorul după Mihai Eminescu, dar suntem cu atât mai onorați să ne aflăm, da, să fim oaspeții lui Tudor Arghezi și să călcăm pe urmele lui Tudor Arghezi și a familiei lui, da? E vorba și de Paraschiva, soția lui Tudor Arghezi, este vorba și de cei doi copii, Mițura și Baruțu. Începem cu domnul Ioan Groșan. Dragi prieteni ai cărții și bănuiesc și ai Facebook-ului, bine ați venit în acest paradis, să-i spun, pe care Tudor Arghezi și l-a construit cu migală, cu greutate și nu lipsit de greutate, și nu lipsit de dificultăți. Pentru că să știți că în 1948, după venirea comuniștilor la putere, datorită unui tâmpit, unui cetic tâmpit, i s-a interzis semnătura timp de 8 ani cu Arghezi. Deci, propriu zis, n-a mai avut din ce să trăiască. Și încet, încet, și-a construit acest spațiu, această minunăție în mijlocul Bucureștiului și spunea cu mândrie, sigur și cu ironie, când l-au întrebat după ce i s-a dat din nou dreptul la semnătură, dar din ce a trăit? Și l-a spus din vânzarea cireșelor. Pentru că aveam foarte mulți cireși aici. Sigur că cireșii floresc odată și dau o rodă odată pe an, nu putea să trăiască numai din vânzarea cireșilor. Dar a avut atâția prieteni, atâția admiratori, care l-au și ajutat. Îi aduceam și de mâncare, să știți, în acei ani cumpliți. Pentru că era penurie, el nu mai câștiga un ban, avea de întreținut o familie, pe cei doi copii, Baruțu și Mițura, și încet, încet a reușit să reclădească acest spațiu minunat și să ajungă la o notorietate despre care povestea și doamna muzeograf, anume că este cel mai important poet, cel mai valoros poet român din secolul 20, al doilea după Marele Eminescu. Acum eu n-aș vrea să dau un sens grav a ceea ce spun, pentru că de ce? Tudor Arghezi era și un mare jucăuș. Îi plăcea să se joace cu toată lumea. Da. Nu numai cu copiii sau nu numai cu cei din vecii, ci se juca și iubea foarte mult animalele. Dar nu numai câini, nu numai pe celebrul Zdreanță, cel cu ochii de faianță, pe care știți și voi, și pisicile mici, ci și pisicile, ba, gâzele, greierii, și lucru poate mai puțin obișnuit pentru noi, îi plăceau și șoarecii. Și am să citesc în acest sens un poem dedicat unui copil, spune el, cum să protejeze un șoricel. O să observați că versurile sunt exact așa, se îmbucă ca într-un joc de Lego. Știți ce e Lego? A jucat toți cu Lego. O să observați ce frumoasă e această mică bijuterie, care culmea n-a fost publicată în timpul vieții. Deci el nu și-a publicat-o. Îi vezi, scria și le lăsa în caiete. De exemplu, șoarecele dezmoștenit unui copil. S-a evit un șoricel, nu te supăra pe el. Nu e nici el vinovat că a intrat la tine în pat. Fără blană, vai de el. N-are cel puțin flanel, n-are cel puțin o bască și a venit să se încălzească. Și apoi, din moș tămoș, umblă tot fără galoși. Dătătorul de cojoace a uitat să-l mai îmbrace. Iarna, vara, an de an, e desculț și tot golan.
barem s-ar fi dat la șoareci, un ințar sau niște cioareci. Ori s-ar fi împletit de mână niște caiva ciorap de lână, pe nisoare și pe ploaie dintr-o stație notare. Eu l-aș fi făcut odată o mică cale ferată, pentru tenul și un tramvai, ca să nu ia cuturai. Uită-l, mișcă din mustață, ia-l în palmă și-l răsfață, că atât așteaptă piesul. E gingaș, ia-l cu încetul și învelește-l binișor să nu-i frângă vreun picior. Între perii lângă tine, el se simte tare bine. Bucetă din când în când că e copil și că e flământ și apropie de gură câte o finitură de salam sau prăjitură. Însă vezi, nu ia seama nici puntica și nici mama sau mătușa. Coro să-ți deschidă ușa, că îngălbenesc de frică, spăimântate va să zică, și ca de un beteșug, țipă, tremură și fug. Iată deci cum îi plăcea să se joace, inclusiv în versuri, lui Tudor Arghezi, acest mare poet, nu numai jucăuș, ci și profund. Și ca să observați de la această jucărie, mică jucărie în versuri, la alta, tot legată de un animal, dar de data asta foarte profundă, aproape înspăimântătoare. Și anume, vă citesc din Câinele Sufletului. O să observați imediat o schimbare mare de registru, de la Zâmbărețul Șolicel, ce înseamnă un câine al sufletului. Sufletul meu e câine credincios. L-am dezlegat adeseori din lanț, adeseori din cușca lui l-am scos și l-am târât până la șanț. Până la șanțul întăririi mele, ca să-l înnec în smârcul dintre stele. E la biciul dintr-un cui, care scoboară pe înserat și îl mușcă. Și se plimbă ca un foc de piele, rările lui sunt și ale mele. Câine Mișel, tu mârâi numai biciul și urmele și pragul mi le lingi, că-și te târești ca să-ți păstrezi șoriciul și dând din coadă voia mi-o învingi. Pe toată viața înnădit cu tine, nedespărțit de coadă și de bot, sunt supărat că strânși atât de bine să te alung din bătătura mea nu pot. Însă mă jur, când voi cădea de moarte, poitul meu gol nu-ți va spori ospățul, căci de aproape, ca și de departe, te voi croi și din mormânt cu biciul. Excepțional, o să observați deci din de la șoricelul ăla la câinele sufletului, de care omul nu se poate despărți. Acum, aș vrea să vă întreb, de aici, clasa 8-a, scrie cineva poezie? Deci nu eu să nu fi scris o poezie, vorba romanței. Cine? Cunoaște. O știi? Au mai scris pentru revista Catedre de limba română. Alexandra, unde ești? Din primul rând. Deci, ceea ce eu stuiesc pe tine și pe toți cei de aici, în această epocă foarte frumoasă a internetului, a Facebook-ului, a Twitter-ului, sau mai știu, eu nu mă prea pricep ceva asta, apelul meu este să nu uitați, în același timp, când lucrăm atât de mult cu internetul, să nu uitați de obiectul numit carte. Pentru că avea o bibliotecă frumoasă este la fel de util ca să când ne uităm la premiile Oscar, dacă nu mai util. Pentru că, vedeți voi, în asemenea cărți, chiar dacă ar fi mai scorojite, că le-am întors stoiță, sau nelegate cum trebuie, o carte care ne-a tulburat, o carte care ne place, ne va însoți toată viața. Asta vreau să vă spun, să nu uitați niciodată, indiferent câte DVD-uri, CD-uri strângem, să nu uităm de obiectul numit carte. Această carte tipărită. Pentru că s-ar putea ca nepoții voștri, strănepoții voștri, să nici nu știe ce e carte. Și atunci, de dincolo de viață, voi vă puteți mândri, domnule, eu am avut o bibliotecă. Acesta este și sensul pe care ne lasă moștenire toți mari scriitori, inclusiv Arghezi. Eu vă mulțumesc, vă doresc un imens succes la treaptă. Asta vă așteaptă, nu? Da. Dă cineva spre filologie? Uite că sunt aici. Succes și vă doresc numai bine. Vă mulțumesc. Aș vrea să continui puțin ideea față de ce a spus colegul nostru Ioan Groșan. Ce spune Tudor Arghezi în testament? Cartea mea e fiul meu dreaptă, da? Nu-ți voi lăsa drept bunuri
după moarte decât un nume adunat pe o carte. Va să zic că acesta poate este lucrul cel mai important, da, în lumea aceasta, să lași o urmă, da, până și pasărea lasă o urmă în aer când zboară, da? Omul trebuie să lase poate un pic mai mult. Aș vrea să ne îndreptăm atenția spre un quartet, muzică clasică, va să zică, da? Ați fost la vreun concert de muzică clasică până acum? Da? Ați văzut pe viu, nu la televizor, da? Așa că vă spuneam, emoția este mult mai reală, mult mai profundă, da? Când suntem chiar față în față cu artiștii. Vorbim, va să zică, despre Quartetul Cromatic. Noi am mai colaborat cu dumnealor de vreo câțiva ani de zile, probabil, da? Am colaborat cu Muzeul Literaturii Române și de fiecare dată, vă garantez, au produs aceeași emoții. Se aplaudă. Thank you.
Thank you.
mare parte dintre vizitatorii noștri sunt copii. Copii de 7, de 8, de 9 ani, voi de 14, da? Da. Mai mici decât voi. Unul dintre ei, așa mai cu chef de vorbă, întreabă, da, câți ani are Mițura Argezii? Deci asta se întâmpla cu câțiva anișori în urmă. Zic că 89 de ani. Stă, se gândește, se uită așa la mine de jos până sus, zice, aha, dumneavoastră sunteți Mițura. Și dați seama pe azi. Am zis, de fi cu mama la muzeu. Așa, un alt copil, acum 2 săptămâni, era vorba de clasa pregătitoare. Acum 2 săptămâni, vine tot așa cu grupul și mă întreb, voi ați auzit de Zdreanță? Da, da, cum era Zdreanță? Era cam atât de mic, cam așa de înalt, dar mai departe, zic, voi ați citit poezia cu Zdreanță? Da, cum mai era? Era flocos, zdrențuros și ochii cum erau? Voi știți cum erau ochii, nu? De faiață, nu? Da. Ei, dar el n-a spus cu ochii de faiață, a zis, avea ochii pătrați. Probabil de la forma faianței, da? Așa. Am vrut să nu pară un moment foarte serios, da? Dar colega mea, care urmează să vorbească, probabil că o să ia lucrurile în serios, oricât m-aș ghinui eu. Apoi încheiem momentul tot cu prietenii noștri de la Groman. Eu vreau să vă spun că m-am uitat la voi în timpul recitalului. Unii râdeați, alții erați serioși, alții vizibil emoționați. Nu contează cum ați reacționat, important e, și asta mi-a plăcut, că reacțiile voastre au fost foarte sincere și autentice. Deci n-ați reacționat bine sau rău, pur și simplu ăștia erați voi, lucru care mi se pare foarte sănătos să-l păstrați în continuare. Inclusiv în fața lecturilor pe care le faceți la școală, de exemplu. Eu, înainte să lucrez la muzeu, am lucrat câțiva ani tot ca profesoară de română, deci am lucrat și cu copii ca voi și mai mari. Și, sigur, tot timpul era problema lecturii. Nu știu dacă vouă vă place să citiți. Cui îi place? Două. Nu contează, nu contează. Poate că nu vă place din prima, nu vă place de la început, nu vă plac anumite cărți. Însă, credeți-mă că pentru fiecare dintre voi de aici există un autor sau fragmente dintr-un autor sau anumite cărți care în mod cert o să vă placă. Pentru asta trebuie pur și simplu să luați cărțile din bibliotecă, să le deschideți și să aveți curajul să citiți. Fără să vă faceți probleme că nu înțelegeți tot, fără să vă gândiți la comentariile pentru școală, doar să citiți de plăcere, pur și simplu. Pentru că ăsta, de fapt, e singurul mod prin care un scriitor este viu. Când îl citiți voi cu ochi proaspeți, cu inocența voastră, pe care ar fi bine să ne păstrăm și noi oricând, oricând citim o carte. Același lucru se întâmplă și cu Argezii. Aveți o poezie preferată de Argezii? Știți titlul? Grabia plecat. Deci oricum știți ceva, chiar dacă nu vă amintiți un titlu, în mod cert știți. Eu o să vă citesc una de poeziile mele preferate acum. Recunosc că n-am știut că o să fie atâția copii, dar sper să vă placă chiar și dacă nu înțelegeți întru totul. Nu are rimă, totuși. Deci sper să... Deci nu are rimă parțială. Morgan Stimul se numește. Ducea fărul de dimineață. Cu ți-ai strecurat cântecul în mine, într-o după-amiază când, fereastra sufletului, zăvărută bine, se deschisese în vânt, fără să știu că te aud cântând. Cântecul tău a umplut clădirea toată, sertarele, cutiile, covoarele, ca o lavandă sonoră. Iată, au sărit zăvoarele și mănăstirea mi-a rămas descuiată. Și poate că nu ar fi fost nimic dacă nu intra să sape cu cântecul și degetul tău cel mic, care pipăia mierdele pe clapă și întreaga ta făptură aproape. Cu tunetul se prăbușiră și norii în încăperea universului închis. Vijelia aduse cocorii, albinele, frunzele,
Mi-s șubre de bârnele ca foile florii. De ce ai cântat? De ce te-am auzit? Tu te-ai dumicat cu mine vaporos, nedespărțit, în bolți. Eu veneam de sus, tu veneai de jos. Tu soseai din vieți, eu veneam din morți. Nu știu dacă vă Roșan, care a plecat și care este un mare scriitor. Nu știu dacă ați apucat să citiți, dar dacă vă pică în mâini cărțile lui, o să vă amuze pe cinste, garantez, pentru că are foarte, foarte mult umor. O să continui ideea cu lectura și, sigur, cartea fizică e importantă, dar la fel de important pentru voi e să citiți e-books și alte cărți în format digital. Suportul contează mai puțin, important e ca voi să aveți experiența directă cu textul și să puteți spune dacă vă place sau nu. Și numai citind puteți să spuneți asta. Mult succes în continuare! Înainte de a încheia cu momentul muzical, vreau să vă fac o surpriză. Vreau să vă prezint un invitat care a întârziat puțin, dar și vorbim despre doamna Doina Teodorescu Arghezi. Ce vă spune numele ăsta? N-ai cum nimic. Ia, mai gândește-te. Da? Este nepoata lui Tudor Arghezi. Da? Și vă prezint cu mare drag Doina Teodorescu Arghezi. Sunteți în număr destul de mare pe așa o vreme. Era mai bine o vizită în parc. Da. Fiind 1 martie, la mulți ani fetelor, în primul și în primul rând, aveți o primăvară frumoasă. Și băieților, o primăvară la fel de frumoasă lângă fete. Ce pot să vă spun decât că mă bucur că ați venit. Mai împinși, mai neîmpinși, mai cu dorința de a face o plimbare, de a nu merge la școală. Toate așa adunate, a ieșit o zi frumoasă. Într-adevăr, nu putea să-ți spună decât numele de Arghezi ceva. Eu nu sunt nici în domeniul literar. M-am ferit de domeniul literar pentru că mi-este foarte greu să scriu 2-3 cuvinte fără să mă gândesc că niciodată nu pot să ajung la nici nivelul cel mai mic al bunicului meu. Să nu mai vorbim de operele mari. Dacă, nu știu, aveți întrebări, dacă vă pot răspunde la, eu știu așa, vreo curiozitate, cu mare drag. Să vă gândiți că aici să sperăm că în jurul construcțiilor astea care se tot înalță, mărțișorul va rămâne măcar așa o oază de oază verde, o oază de cultură, o oază de liniște și să veniți cu drag oricând vreți, oricând doriți, când timpul și timpurile o să vă permită. Vă mulțumesc mult de tot! Ascultăm din nou pe Scromantic. Permisiunea organizatorilor fără a primi o dojeană foarte mare, am să vă aduc la cunoștință că prima piesă pe care am interpretat-o a fost Annie Kleine Nacht Music, respectiv Mica Serenadă, scrisă de Wolfgang Amadeus Mozart. Cu siguranță am auzit majoritatea de el, iar cea din urmă piesa a fost Arie de Bach, mai lentă scrisă ca Arie. Acum vom trece în alt gen muzical, și anume vals, și vă vom interpreta două valsuri. Primul vals de Tchaikovsky, din Spărgătorul de Nuci, iar cel de-al doilea va fi second vals, valsul numărul 2 de Shostakovich. Thank you.
Parfum de femeie.
190. Aplauze!